Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Și așa cum încercăm de fiecare dată, trebuie să vedem cum să lucrăm pământul mai bine. Ultima noastră întâlnire alături de domnul Răzvan Stanca a fost în standul de la Agriplanta. Acolo și atunci am vorbit tot despre același lucru. Iar astăzi suntem în câmp, acolo unde trei tractoare din gama 2 Sfar lucrează terenul. Cu ce utilaje în spate și de ce, vom vedea astăzi împreună. Dorim să prezentăm o altă gamă de utilaje pe care noi o reprezentăm și anume tocătoarele de resturi vegetale Muting. O nouă tehnologie sau un nou fel de a lucra terenul. Care este avantajul acestui nou fel de a lucra terenul? Cu aceste tocători vom curăța câmpurile de resturi vegetale, de orice fel, resturile vegetale de la culturile agricole, iarbă, bălării, orice fel de vegetație. Pe al doilea plan, terenul este protejat și conform noilor recomandări ale Uniunii Europene, să nu se are imediat după recoltat, este o soluție pentru fermieri. În al treilea rând, solul este protejat de căldura soarelui, de supraîncălzire, de pierderea apei și se stimulează creșterea și încolțirea semințelor pierdute în urma recoltatului și în al patrulea rând se face și o igienizare a solelor. Noi acum suntem într-un câmp de rapiță. Dacă nu am fi lucrat astfel terenul, ce am fi avut și ce avem în urma unui astfel de lucrări? Tradițional, în zona Constanța se foloseau discuri combinatoare pentru dezmiriștit sau, de cele mai multe ori, datorită secetei, fermierii arau direct după recoltat. Cu această tehnologie, mai ales pentru rapiță este foarte important, fermierul curăță terenul de resturi vegetale, acoperă întregul câmp cu un strat de resturi tocate foarte scurt și presate pe sol, semințele pierdute de la combină de rapiță intră în contact cu solul și cu acest strat de material tocat și în 5-6 zile încep să răsară. Astfel încât, după o perioadă de timp, nu știu, poate 4-5 săptămâni, tot terenul se acoperă cu un covor verde, terenul este protejat și atunci fermierul, după această perioadă, poate interveni cu alte lucrări mecanice sau poate semăna direct, depinde de tehnologia pe care o aplică. Câteva cuvinte despre fermieri, iată, eu văd aici în lucru, din prima, trei tractoare și toate de generație nouă. Da, suntem prin amabilitatea clientului nostru Fruitville, la ferma dânsului din localitatea Râmnicu de Jos, județul Constanța. Este o fermă mare, pot să zic, undeva în jur de 2000 de hectare. De o perioadă de timp am intrat într-o colaborare foarte bună cu această firmă. Are multe tractoare de la NHR, de la 100 de cai până la 300 de cai. Are utilaje Hardy, mașină autopropulsată de stropit, de erbicidat. Are mașină bocbale de administrat îngrășăminte, are pluguri, discuri și semănători de la firma Pöttinger. Haideți să vorbim împreună cu Milan despre care sunt calitățile pe care un fermier, pe care utilajul le are și pe care un fermier trebuie să le știe. Suntem o companie care producem tocători. Tocătorile sunt mașini care toacă resturile vegetale după recoltat. Va avea mult mai puține probleme cu bolile, cu insectele și următoarea lucrare care o va face cu discul sau cu alt utilaj va fi mult mai ușor pentru că resturile vegetale sunt tocate. Datorită acestui fapt, fermierul nu va fi nevoit să lucreze la adâncimi mari și va fi în stare să amestece pământul cu resturile vegetale într-un mod eficient. Depinde ce cultură ai, de exemplu la porumb. Una din marile probleme ale porumbului este sfredelitorul porumbului. Larvele acestei insecte sunt în partea de jos a tulpinii porumbului. Când aceste larve supraviețuiesc iernii, dacă supraviețuiesc, aceste larve fac ouă și după aceea va fi o mare problemă în cultură. Când toci aceste tulpini după recoltat, aceste larve nu vor supraviețui. Și logic, dacă aceste larve nu supraviețuiesc, fermierul nu va avea nevoie de insecticide, de pesticide să distrugă aceste larve. De exemplu, acum suntem într-un câmp unde a fost rapiță de iarnă și fermierul obișnuia să lucreze cu un disc
o grapă cu discuri după recoltat. Și acest lucru făcea ca semințele de rapiță pierdute să ajungă la 2-3 cm în sol. Și când este o vreme ca astăzi, călduroasă și fără ploaie, aceste semințe nu vor încolți, vor intra într-un fel de hibernare și vor încolți și vor crește numai atunci când vor avea apă sau când solul va fi deschis din nou. Noi avem nevoie ca aceste pierderi, aceste semințe voluntare să crească cât mai repede, ca să fim în stare să le distrugem, să scăpăm de ele. Au făcut foarte multe teste și le spun clienților să folosească tocătorile după recoltat, să toace rezidurile, să le amestece cu semințele pierdute și cu praful și cu terenul, cu pământul fin. Acest material ajunge în fața rollerului tocătorii. Acest roller, acest văluc presează materialul pe pământ și știm din testele făcute în centru și în partea de vest a Europei și că semințele încep să crească după câteva zile. Acum este o temă înverzirea, culturile verzi și iarăși o metodă de a scăpa de aceste culturi verzi după ce se, la sfârșitul sezonului, după ce se la desfințare, da? Este să folosești o tocătoare să le toci în bucățele cât mai mici și de apoi poți să folosești semănătoarea sau orice alt utilaj. Pentru floarea soarelui, pentru că iată mi-ați spus avantajele atât după cultura de rapiță cât și după porumb. După floarea soarelui vedem și acolo îmbunătățiri? Bineînțeles, floarea soarelui are niște reziduri foarte bogate, foarte înalte și din experiență știe că aceste reziduri pot produce probleme utilajelor, tractoarelor în partea hidraulică sau electrică. Vor strica cablurile electrice sau conductele, furtunele hidraulice. Este ideal dacă poți să folosești o tocătoare frontală montată în fața tractorului să toci aceste reziduri. Și o altă problemă este când folosești un disc resturile de floarea soarelui, aceste resturi înfundă discul. Pentru aceasta este mult mai indicat să folosești tocătoarea și apoi să folosești discul care va amesteca resturile vegetale cu tocate cu pământul mult mai ușor. Când lucrezi mai superficial, ai un consum mai mic de combustibil și poți să lucrezi cu o viteză mult mai mare. De fiecare dată ne uităm la anvelope, știm cu toții că sunt foarte scumpe. Putem să le protejăm lucrând cu astfel de mașini? Bineînțeles, dacă avem o tocătoare montată pe fața tractorului, resturile vegetale vor fi tocate înainte ca ele să ajungă la roțile tractorului. Și calitatea câmpului este mult mai bună pentru că, normal, resturile peste care trec tractorul nu sunt totdeauna foarte bine tocate, pentru că ele sunt culcate la pământ și ciocanele, organele active ale tocătorii nu ajung de fiecare dată la ele. Care sunt lățimile cu care putem lucra? E o plajă foarte mare, începând de la 80 de centimetri lățime de lucru, se poate ajunge la 8,7 metri în diverse combinații, tocători montate pe spate sau tocătoare montate pe față și pe spate. Da, se pot face foarte multe combinații de diverse tipuri de tocători, astfel încât să avem lățimea de lucru ideală. Pentru că în urmă cu câțiva ani vorbeam despre necesitatea ca în fiecare fermă să fie câte un sprayer, iată astăzi vă întreb, este necesar ca în fiecare fermă să fie astfel de tocători? Din punctul meu de vedere, da, așa cum colegul meu Milan a spus, aceste tocători sunt foarte versatile, se pot folosi la eliberarea terenului de resturi vegetale, dar se pot folosi în cazul unei tocători ca aceasta laterale, pentru întreținerea drumurilor, pentru întreținerea fermei, pentru întreținerea canalelor de irigații, pentru că această tocătoare are un unghi de 60 de grade în partea de jos și poate lucra la 90 de grade în partea de sus, deci poate eventual toaleta și copaci. Haideți să revenim la domnul Milan, să-l întrebăm de experiența din țara, de unde vine. It's an interesting question. Este o întrebare interesantă. El este din Slovacia. Au început în Slovacia cu muting în 2008-2009. Au făcut demonstrații în câmp și au invitat mulți fermieri în câmp. Fermierii au acceptat invitația, au venit în câmp, dar una dintre întrebări a fost de ce ar folosi aceste tocători. Când le-au explicat tehnologia, au fost un pic sceptici, au clătinat din cap și au întrebat de ce să folosească aceste tocători. Astăzi, dacă vizitezi țara asta,
almost really every farm has a mulcher. Aproape orice fermă are un tocător. Pentru că au ajuns la concluzia că este necesar să folosești o tocătoare după recoltat. Dacă la început fermierii au început cu porumbul the sunflower, și floarea soarelui, astăzi au ajuns să toace și resturile de rapiță. And I know many farmers there also chopping down the straw after the wheat or barley. Și știe mulți fermieri care toacă resturile de grâu sau orz. Mulți fermieri plantează aceste culturi verzi și este iarăși o cultură pe care se pretează să folosești foarte bine tocătorile. Și într-adevăr este o mare diferență între 2008 și prezent. And the same thing is also in Czech Republic, Hungary. Și același lucru s-a întâmplat în Republica Cehă, în Ungaria, în Croația, de exemplu. Partenerii lui din țările enumerate îi spun că mulți fermieri îi solicită să vină să facă demonstrații în câmpurile lor, pentru că într-adevăr au realizat că au nevoie de aceste tocători. De aceea facem aceste demonstrații, pentru că tocătoarea are o poveste, are un scop, nu este doar o piesă de metal. Când fermierii află scopul acestor tocători, cu siguranță vor începe să le folosească. Pentru că atunci când constată că folosind tocătoarea an peste an va consuma mai puțin pesticide, erbicide, combustibil, toate aceste economii aduc la un profit mai mare pentru ei. Acesta este motivul pentru care foarte mulți fermieri folosesc în acest moment tocătorile. Dragi fermieri telespectatori, sper că am mai învățat împreună astăzi ceva. Nevoia de tocătoare în orice fermă. Cât despre prețuri, nu aveți decât să-i căutați pe cei de la NHR din zona dumneavoastră și să aflați ofertele.